Basme în limba română. Ceainicul. Acum mult, mult timp, era un bărbat bogat care avea nevoie de un ceainic și voia unul pe gustul său. Unul sofisticat, artistic și antic. Într-o zi, trecând pe lângă o tinichigherie, a văzut un ceainic frumos, dar cam vechi, într-un colț îndepărtat al micului atelier. Hei, omule, cât costă ceainicul acela? De ce ăsta vechi, domnule? Am unele și mai bune. Acesta e pe gustul inimii mele. Cât costă? Vreau unul vechi. Sigur, costă mult mai puțin decât celelalte. Vânzătorul s-a bucurat că a scăpat de vechiul ceainic. El a dat bogătașului pe doar 2 franci. Bogătașul a luat ceainicul și l-a dat servitorului său ca să-l spele. Servitorul l-a dus la chiuvetă și a început să-l frece bine. În timp ce făcea asta... Auci! Mai ușor, omule! De unde se aude asta? Cine vorbește? Vai și amar! Ceainicului au crescut 4 picioare păroase, cu gheară și o coadă lungă și stufoasă. Ce minunăție mai e și asta! Bună! Sunt un câine raton. Ai putea zice că sunt un raton care își schimbă forma. Eu și cei ca mine trăim în forma multor lucruri. Mie îmi place să fiu ceainic. Poți fi blând cu mine? Săracul servitor era încremenit de frică. Cred că visez! Cred că visez! Câinele raton s-a dus după servitor până la casa bogătașului. Unde e ceainicul meu? Acolo e. Cred că visez, cred că visez. Unde pleci? Și voiam și niște ceai. Ei bine, va trebui să-l fac eu. Așa că omul a pregătit aragazul și a luat ceainicul. A pus apă în el și l-a pus pe foc ca să fiarbă. Dintr-o dată a auzit un sunet. Au, ușor, omule! Au, e foc! Ceainicul câine raton a scos cele 4 picioare, coada stufoasă și a sărit de pe aragaz, sperindu-l de moarte pe om. Ce ești tu? Salut, sunt un câine raton. Ai putea zice că sunt raton care își schimbă forma. Eu și cei ca mine trăim în forma multor lucruri. Mie îmi place să fiu ceainic. Poți fi blând cu mine? Asta e un fel de magie neagră. Ce o să mă fac? Dintr-o dată au auzit un sunet. Veselă veche, dați-mi veselă veche. Veselă veche, dați-mi veselă veche. Dacă nu mă vrei, de ce nu mă vinzi lui? Câinele raton s-a transformat într-un ceainic nevinovat și nefericit. Omul a luat ceainicul și a ieșit repede cu el. Hei, omule, am un ceainic vechi pentru tine. Wow, ce interesant! Mulțumesc! Ia-l! Negustorului îi plăcea ceainicul și l-a luat acasă fericit. Noaptea a ținut ceainicul lângă patul său ca să-l poată vedea când urma să se trezească. Însă noaptea, în timp ce el dormea, câinele raton s-a transformat și a sărit de pe masă ca să exploreze noua sa casă. În timp ce mergea pe jos, sărea pe masă și, printre alte vase în grabă, a făcut răboi și l-a trezit pe negustor. Ce cu zgomotul ăsta? Ce? Salut! Sunt un câine raton! Ai putea zice că sunt raton care își schimbă forma. Eu și cei ca mine trăim în forma multor lucruri. Mie îmi place să fiu ceainic. Poți fi blând cu mine sau mă vei pune și tu pe foc ca și ceilalți? Te-am pus pe foc? Da, ups, a durut. Probabil a fost groaznic. Dar asta fac oamenii cu un ceainic, știi? Serios, nu știam asta. Te rog, nu-mi face una ca asta, te rog. No, cred că îmi plac mai mult așa decât ceainic. Prieteni,
prieteni. Prin urmare, câinele Raton și Negustorul au devenit prieteni foarte buni. Au petrecut ore întregi vorbind, glumind unul cu altul. Mi-aș dori să am mai mulți bani. Te-ați luat, i-am călătorit prin toată lumea. Am o idee. Ce anume? Ei bine, acum suntem prieteni, suntem parteneri. Pune o scenă și strigă în gura mare. Veniți toți, veniți să vedeți un ceainic care ia viață. Veniți, eu voi face trucuri și oamenii vor veni cu grămada la spectacol. Nu mă crezi? Stau aici și vorbesc cu un ceainic care se poate transforma în raton și care zice câine raton. Normal că te cred. Hei, partenere! Și așa a fost. Negustorul a pregătit o scenă și a chemat oamenii. Veniți, veniți toți, veniți să vedeți un ceainic care ia viață. Unii oameni au venit și au văzut trucurile minunate pe care le făcea ceainicul. Cu timpul s-a dus vorba și tot mai mulți oameni au început să vină la spectacol. Negustorul a devenit faimos în toată țara și după doar câteva luni, cei doi au ajuns în fața regelui. După câțiva ani, negustorul care era odată sărac a devenit un om bogat. Hei, prietene, îți mulțumesc! Eu, un câine raton, nu puteam cere o viață mai bună. Acum am făcut destui bani. Nu trebuie să mai lucrăm niciodată. Nu vrei să călătorim prin lume împreună? Ce zici? Nu, prietene, mă poți lua dacă vrei. Dar eu nu voi putea veni. Nu înțeleg. Ce vrei să spui cu asta? Noi, câinii raton, suntem creaturi stranii. Ne schimbăm doar așa pentru câțiva ani. Apoi ne transformăm în obiectele noastre pe veci. Da. Mâine, pe vremea asta, nu voi mai fi. Da. Va fi doar de tine, prietene. Aș putea face ceva pentru tine. Când voi deveni ceainic pe veci, du-mă la templul orașului. Mi-ar plăcea să fiu acolo și să servesc sute de oameni zilnic. După ce voi deveni ceainic, flăcările aragazului nu mă vor mai arde. Aceea a fost ultima oară când câinele Raton a vorbit. Apoi a devenit ceainic pe veci. Negustorul s-a ținut de cuvânt, a dus ceainicul la templu și l-a oferit călugărului care îl conducea. Și acolo e și azi. Ceainicul amărât care odată era un câine raton magic și care a transformat un negustor sărac într-un om bogat. Și negustorul și-a dat jumătate din avere ca să-i ajute pe cei săraci și amărâți din oraș și și-a petrecut viața ajutându-i pe alții, precum le-a ajutat și pe el odată câinele raton. Și așa e viața. Totul ține doar o perioadă. Depinde de noi dacă ne plângem pentru ce am pierdut sau dacă, precum câinele raton și negustorul, ne îmbunătățim viețile folosind ce avem pentru a ajuta și salva lumea.